La mulți ani, Gabi Szabo! Cătălin, în primul rând îți mulțumesc pentru invitație și pentru surpriza. Eu sunt extrem de emoționată astăzi. Știi că noi ne-am mai întâlnit aici la emisiune, în Buftea, când era studioul în Buftea. Vreau să spun că sunt onorat că ești astăzi la emisiune. Știi că întotdeauna aprecierea mea către tine a fost și scrisă, și spusă, și recunoscută. Și vreau să zic că ești foarte tare și sunt mândru că ești astăzi aici. Să știi că și eu sunt onorată. Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Eu sunt onorată, în primul rând, că m-ați invitat. Dar cum să nu? Să știi că noi de aici de acolo să sărbătorești ziua de naștere într-un platou TV și alături de oamenii care te apreciază și care ți-au apreciază rezultatele. Sper că nu am dezamăgit până în prezent. Cum să dezamăgești? Îți dai seama, ai cele mai tari titluri. Ești... cum să... Nu? Aplaudată, ai fost atâția ani aplaudată, ești în continuare. Nu poate să-ți ia nimeni titlurile, medaliile și tot ce ai făcut. Te rog frumos să luăm un loc pe canapea și să-ți spun așa. Dragă Gabi, am pentru tine un buchet de flori. Mulțumesc! De dimineața am fost cu prietenul plantă să culegem și să le aranjăm pentru tine într-un buchet. Și mai am un tort. Nu știu dacă astăzi ai primit tort de ziua ta. Sau poate mai târziu trebuie să primești. Dar am vrut să fie un tort tematic. Ce avem noi aici? O pistă de alergat și o medalie de aur. Da! La mulți ani, Gabi Szabo! Mulțumesc și uite că mi-a sărit în ochi cifra 10 acolo din spate. Noi de 10 ani zi de zi. Este o cifră care mi-a purtat noroc în viață și când o văd înseamnă că sunt în locul potrivit. De ce spun asta? Pentru că în anul 2000, când am câștigat titlul olimpic, de fapt am găsit o monedă de 10 cenți. Da. Am primit numărul 10 pe șold. Am terminat, la start am fost pusă a 10-a, am terminat ca și a 10-a campioană olimpică din delegația României de la Sydney, plus a 10-a campioană olimpică din istoria atletismului românesc la momentul respectiv. Și tot ce mi se întâmplă bun se leagă de cifra 10, așa că nu e o întâmplare că o văd acum acolo, așa că e de noroc. Da, da, ce vreau să le spun celor de acasă este faptul că la medalii de aur ai depășit cifra 10. Mă rog, istoria atletismului... Europene, mondiale... Istoria atletismului românesc spune că sunt cea mai medalată atletă din toate timpurile. Am cel mai, adică palmaresul cel mai mare câștigat la campionatele europene, mondiale sau Jocuri Olimpice, dar până la urmă nu lucrurile astea contează cel mai mult. Da, contează foarte mult și contează că deții încă recordul european la 3000 de metri și că în 15 ani nimeni n-a reușit să doboare recordul tău. Uite că anul trecut... În Monaco, nu? La Monaco l-ai obținut. Am avut mai multe recorduri mondiale, adică din păcate. Se spune în sport că recordurile, fie europene, mondiale sau olimpice, sunt stabilite la un moment dat, dar vor veni alții ca să le doboare. Nu să le doboare, dar să le îmbunătățească, pentru că încă limitele umane încă nu sunt atinse, așa că fiecare dintre noi sau fiecare sportiv și antrenor, echipa din spate, se antrenează să depășească acele recorduri sau să se autodepășească. Anul trecut mi-au doborât și recordul olimpic alergat la Sydney în anul 2000, deci uite că ușor, ușor vine generația mult mai bine pregătită decât noi sau mai talentată decât noi. În același timp citeam multe lucruri despre tine și iarăși un lucru care mi-a sărit în ochi este faptul că ești singura atletă din lume care ai câștigat într-un an $1.000.000. Tot un record, ce ăsta? Credeam că spui... Credeam că îmi spui că sunt singura atletă din lume sau sunt printre puținele atlete din lume care n-a pierdut 4 ani nicio cursă. Credeam că asta e recordul cel mai... Urma și asta, le spun pe toate. Am atâtea recorduri și atâtea lucruri pe care mi le-am scos de pe internet încât chiar vreau să discutăm despre toate. Da, 4 ani n-am pierdut nicio cursă, era să o pierd la Eugene în Statele Unite și... am auzit la microfon când speakerul spunea: "E, în sfârșit, Gabi Szabo după 3 ani de zile pierde o cursă." Și am avut așa, nu știu, mi-a venit de undeva o forță încât am câștigat-o. Și mai e încă o chestie, pentru că ți-am zis că povestim astăzi de ziua ta despre toate aceste lucruri extraordinare. În 99 ai fost denumită cea mai bună sportivă din Europa. Adică din toate sporturile, nu doar atletism. Este o confuzie pe Wikipedia și nu știu cine a pus acele știri acolo sau informații despre mine. Nu. Corectez un pic. În 99 am fost declarată cea mai bună sportivă al lumii. După aceea... Vă rog frumos, domnul internet, să corectați acolo! Am fost declarată cea mai bună sportivă al lumii. Eram la concurențe cu Davenport și Virț la momentul respectiv. Davenport venea din tenis, Virț venea din patinaj și eu din atletism. Și, mă rog, am avut cele mai multe voturi date de Asociația Presei Sportive Mondiale și am fost declarată cea mai bună sportivă a lumii, după care am fost declarată cea mai bună sportivă și a Europei. Și în paralel... Mulțumesc! Și în paralel am primit și titlul de cea mai bună atletă a lumii și cea mai bună atletă din Europa, din Balcan, din România, titlul care mă onorează foarte tare și titlul care cred eu că sunt foarte greu de doborât, știi? Cea mai bună sportivă a lumii. Cea mai bună sportivă a lumii a fost Nadia Comăneci, declarată atunci când a câștigat titlul olimpic și 10-le superb, cu care ne lăudăm, și acum 2 zile a fost și ziua ei. Exact, la mulți ani! Așa că îi spun și eu la mulți ani. După care, la foarte mulți ani, am fost eu declarată. Ceea ce pentru România și pentru mine personal, astăzi îmi dau seama cât de mult contează. Eu vreau să le spun celor de acasă că tu și astăzi, de 2-3 ori pe săptămână, faci antrenament, alergi. Știi, pentru că la un moment dat te gândești, ok, ai făcut toată viața treaba asta, poate la un moment dat nu mai ai chef să faci, dar tu nu, în continuare. Păi nu, a fost o perioadă după ce m-am retras din activitatea sportivă, când mintea și corpul mi-a spus să mă retrag, când n-am mai putut, efectiv. Era o luptă așa între minte și corp și am ales ce-mi spunea mintea la momentul respectiv. Da, retrage-te, pentru că nu mi-a plăcut sau... Atunci nu m-am gândit așa, poate, dar nu mi-am dorit să fiu o sportivă de pluton. După multele medalii pe care le-am câștigat și titlurile care le-am câștigat, mi-am dorit să fiu acea sportivă care rămâne în imaginația oamenilor sau în mintea oamenilor, ca și Gabi Szabo de pe locul 1. Da, ești. Și mai am aminte o poveste. La un moment dat a fost o chestie care a făcut foarte multă vâlvă atunci în presă și nu numai. Ai câștigat o medalie sau ai câștigat un trofeu foarte important și au venit și să-ți adreseze un interviu în limba maghiară. Și tu ai spus, nu? Da. Și tu ai zis, nu, eu am câștigat pentru România și vreau să vorbesc în română. Nu, eram la campionatele europene din 98, că mi-aduc aminte perfect. Eram la campionatele europene de la Budapesta și eram favorita probei numărul 1 la 5.000 de metri. Din păcate am pierdut proba, am pierdut cursa, dar a venit personal premierul Ungariei la momentul respectiv, Orban, să-mi facă premiera, adică fiind favorita probei numărul 1, erau ferm convinși că voi câștiga. Ei, eram la premiere, a venit și a început să vorbească cu mine în limba maghiară. Eu astăzi regret, la 42 de ani, eu regret că nu vorbesc limba maghiară și nimeni nu mă crede, dar chiar nu vorbesc limba maghiară. Adică nu înțelegi nimic? Doar câteva cuvinte, dar nu vorbesc, nu sunt vorbitoare de limba maghiară. Tatăl meu este maghiar, mama mea este româncă, dar în familia noastră niciodată nu s-a vorbit limba maghiară. Dar eu am un regret astăzi că nu vorbesc limba maghiară, pentru că totuși orice limbă cunoscută te poate ajuta. Uite, n-am știut chestia asta, mi se pare foarte tare. Și atunci i-am explicat domnului premier al Ungariei că nu vorbesc limba maghiară și că dacă dorește putem vorbi în engleză. Foarte tare. Și uite, vreau să... Dar după ce s-a interpretat foarte mult, pentru că au fost foarte multe comentarii, mă rog, n-are rost să mai... Din familia ta nimeni n-a avut nicio treabă cu sportul? Da, nimeni nu. Nu. Sunt singura din familie, fie din partea tatălui și a mamei, care practic un sport. A încercat nepoțica mea, fiica fratelui meu, să practice handbalul. Astăzi studiază la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Cluj. Deci s-a dus pe direcția de sport, dar nu la nivel de performanță, decât la nivel de plăcere și... Nu știu. Știi, la un moment dat alergam în parc cu prietenii și când nu mai puteai să alergi, știi, mai aveam timp, mă gândeam, bă, ce se gândea Gabi Szabo când alerga? Da. Chiar, eu vreau să știu, adică... Alergai la un moment dat? Cât ai alergat cel mai mult? Și cea mai mare distanță? Păi depinde, că știi cum e, antrenamentele unui atlet de mare performanță și de excel. În competiție, cât au fost? La un maraton cât? Nu, eu n-am alergat niciodată maraton. Cât a fost cel mai mult? Am alergat la un moment dat 8.000 la un eveniment în Anglia, în Scoția de fapt, când am fost invitată special să alerg alături de Sonia Sanivan pe domeniul Reginei Mamă, de la Balmorol, și coincidența a făcut că chiar în ziua respectivă a și decedat. Numai că competiția a avut loc la ora 10, Regina Mama a decedat undeva la ora 11, că dacă ar fi decedat înainte, s-ar fi anulat competiția. Dar la ce te gândești când alergi? Toată lumea m-a întrebat. E o concentrare, pentru că eu am câștigat foarte mult cu mintea. Acum, ducându-mă foarte mult în spate, am alte experiențe și văd lucrurile diferit. Am câștigat foarte mult din minte, din psihic. Am avut un psihic foarte, foarte puternic și tot ce mi s-a întâmplat bun și în antrenament, dar și în competiție, a fost doar din minte. Adică, practic, și în atletism a fost vorba de minte, nu? Da, minte, pentru că tu, cum te gândeai, ce ai, stai, acum trebuie să atac, acum trebuie să-mi... Nu, toată forța fizică a mea venea de undeva din minte. Aveam o concentrare pe care n-a fost educată de cineva, de un psiholog. Da. Nu, a fost o educație sau autoeducație din partea mea și tot ce mi se întâmpla, sau forța asta care venea din psihic. Venea din psihic. Da. Și în timpul cursei, când era foarte, foarte greu, în momentul când mă gândeam eu așa, venea o forță. Da, zic că vreau și eu să mă gândesc la ceva, că mă duc în parc și nu mai pot să alerg. Da, atunci este forța. Mintea, trebuie să-ți o focusezi și să zici nu cedezi, nu cedezi, nu cedezi. Deci asta îți spuneai, nu cedezi, nu cedezi? Da. Sau nu, da, exact. Sau te gândeai, mai gândeai la ce? Zi-mi. Nu, pur și simplu eram o sportivă care eram foarte, foarte atentă la tot ce se întâmplă în cursă. Eram o atletă care îmi urmăream foarte mult adversarele cu coada ochiului. Niciodată nu mi-am arătat trăirile, eram recunoscută și ca și atleta fără chip, pentru că pentru că nu puteau să citească de pe... Nu zâmbeam, eram tot timpul foarte, foarte concentrată și foarte serioasă, dar nu știu cât de concentrată eram, dar știu că eram foarte, foarte serioasă. Uite, vreau să le spun ceva celor de acasă. Un lucru care nu se știe așa bine e faptul că când erai mică, erai bătăușă? Îi băteai pe toți băieții? Hai că asta știm de la mama ta. Te rugăm frumos, nu nega! Da, eram un pic poate mai băiețoasă, dar nu știu dacă eram chiar așa de... Nu, da, știu că eram un copil destul de... Poate de astăzi eram cu HD, probabil, cu diagnostic de HD. Eram un copil foarte energic și cred că sportul asta m-a ajutat foarte mult. Să-ți consume energia acolo. Să-mi consume energia, da, și toată partea asta de competitivitate și de energie am dus-o în sport. Știi ce vreau să-mi spui? Cum au fost ultimii 10 ani pentru tine? Pentru că, uite, suntem aici la o emisiune care a împlinit 10 ani, live zi de zi. Și vreau să te întreb, cum au fost ultimii 10 ani pentru tine? Pentru că au fost 10 ani cu performanțe, cu familie, cu politică. Păi nu, 11 ultimii 10 ani, că eu am emisiunea de 10 ani. Nu, dacă ne duce... ne concentrăm doar pe ultimii 10 ani, Gabi. Ok. Păi când m-am retras din activitatea sportivă, eram ca o pasăre undeva acolo pe... Pentru că acum 11 ani te-ai retras. În 2004. Da. Deci când m-am retras din activitatea sportivă, eram ca o pasăre undeva acolo pe creangă. Și efectiv mă gândeam ce pot să fac în afară de sport. Ei, și la 3 luni de zile după ce m-am retras din activitatea sportivă, am zis că singura mea șansă să-mi recapăt propriul eu și să nu mă mai confund cu atleta și cu sportiva este să mă duc în domeniul educație și să studiez. Și așa am continuat studiile. Eu am terminat facultatea în 99 la Cluj, dar în 2004, după ce m-am retras din activitate, la 3 luni de zile deja m-am înscris la nivel de master, după care am fost preluată la nivel de doctorat. Ani? Nu, vreau să spun care a fost... Și am stat 7 ani în care toată partea asta de competitivitate mi-am dus-o în partea de învățat. Deci învățam foarte mult și eram un student foarte, foarte aplecat spre a culege cât mai multe informații, pentru că aveam nevoie de ele. În paralel am ajuns și la Federația Română de Atletism, am fost aleasă și în forurile internaționale. S-a întâmplat să fiu numită ministru al tineretului și sportului, o funcție pe care am primit-o pur și simplu într-o zi de luni și nu o să uit niciodată. Abia după ce, de fapt, nici n-am putut să spun da sau nu, pentru că deja eram numită ministru al tineretului și sportului, o funcție în care am stat 1 an și 8 luni de zile. Și vă spun că a fost una dintre... sportul a fost extrem, extrem de greu și de competitiv și la un nivel de excelență, dar credeți-mă că o funcție de ministru e aproape echivalentă cu ce se întâmpla pe... Adică multă muncă. Nu numai că este multă muncă, dar credeți-mă că primul drum, după ce am fost numită ministru al tineretului și sportului, m-am dus la cursuri de comunicare politică, în sensul ca să știu cum să comunic, pentru că și comunicarea devine diferită față de comunicarea, da, rezultate frumoase, viață frumoasă de sportiv, dar în momentul când ajungi într-o funcție politică și comunicarea se schimbă și atitudinea ta trebuie să fie diferită, pentru că ești în prima linie și mă rog, ești bormandat din toate părțile și trebuie să știi și cum comunici și cât de corect și transparent comunici. După care am lucrat și în domeniul privat, deci am trecut dintr-o parte în alta. Sunt realeasă în forurile internaționale, deci sunt susținută la nivel internațional în partea asta administrativă. Îmi place ce fac. Ai fost și în ăștia 10 ani și femeie de business, pentru că ai investit nu într-un centru de... Da, la un moment dat, dacă m-am lăsat din sport, atunci, adică n-am investit acum, am investit cu foarte mulți ani în urmă, da, o parte din ceea ce am câștigat în sport, am zis să mă duc pe partea asta de... dezvoltarea acestui stil de viață sănătos, că mie mi-a plăcut, am fost implicată în și multe campanii după ce m-am lăsat de sport, în partea asta de promovarea sportului. Deci viața mea în ultimii 10 ani a fost cu suișuri și coborâșuri, așa cum a fost și viața fiecărui om. Așa, dar savurez orice mic succes, că nu se mai compară cu ce a fost pe stadion, hai să fim serioși. Deci, momentele alea minunate acolo în care toată energia mea, toată forța mea, toată munca mea, toate laudele, medalile câștigate erau cu foarte, foarte multă trudă. Acum viața este o altă poveste. Eu îți mulțumesc mult că astăzi de ziua ta ai venit să stai, uite, 15 minute cu noi, 20 de minute de povești și îți mulțumim mult de tot. Și o să... Eu vă mulțumesc. Să știi că te așteptăm cu cea mai mare plăcere oricând aici la emisiune. Mulțumesc. Te rog să iei florile. Mulțumesc. Și am o rugăminte la tine. Eu am un super erou, e colegul meu Plantă, poate la un moment dat poți să-l primești și pe el la un antrenament, pentru că toți marii sportivi l-au primit. El este colegul nostru de la Sunet, om simplu, care vrea să ajungă super erou. Da. Da. L-am cunoscut, l-am cunoscut, da. Perfect. Vreau să fac o poză, Gabi, pentru că sunt onorat, cum spuneam ceva mai devreme, că ai venit astăzi să fim, uite, aici la emisiune. Mulțumesc. Și să știi că îți dau tortul și poți? Te ajut? Da. Îți mulțumim mult de tot și am vrut să ieși așa prin fața telespectatorilor în aplauzele oamenilor. Vă mulțumesc. Ea este Gabi Szabo, mulțumim mult!